Așa cum știți, ne aflăm în cea de-a doua lecție dintr-un studiu pe această temă deosebit de importantă despre ceea ce înseamnă a fi un bărbat și o femeie după Cuvântul lui Dumnezeu. Vă amintesc că miercuria trecută ne-am uitat la această problemă din punct de vedere de a defini o teologie biblică a genului. Am vrut ca să vedem ce spune Biblia despre această problemă și anume dacă există o distinție esențială între bărbat și femeie sau dacă sunt doar niște categorii aleatoare alese de societate, de colectiv și așa mai departe. Și ne-am uitat în Geneza și am văzut că încă de la creație lucrurile acestea au fost stabilite de Dumnezeu. Am văzut în Geneza 1, la versetul 26 și 27, că atunci Dumnezeu a zis să facem pe om după chipul nostru, după asemănarea noastră, ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate animalele mici care mișnă pe pământ. Astfel Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat și l-a creat bărbat și femeie i-a creat. Geneza capitolul 1. E important lucrul acesta să vedem din Scripturi că Dumnezeu a creat pe om, bărbat și femeie, că ne-a creat ca și purtători al chipului său divin, ne-a creat egali în valoare, în esență, nu există vreo distinție din acest punct de vedere. Și bărbatul și femeia sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și au aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu. În Geneza 2 am privit împreună și am văzut că deși există o egalitate nediscutabilă de esență, de valoare, există totuși distinții create de Dumnezeu, creionate de Dumnezeu, am putea spune chiar din ADN-ul nostru, distinții de rol. Femeia și bărbatul au roluri diferite. Ceea ce vedem astăzi, unde rolurile sunt inversate, unde rolurile sunt neclare, este alterarea noastră de la ceea ce Dumnezeu a planificat, de la ceea ce Dumnezeu a rânduit. Am văzut apoi împreună că aceste roluri distincte, aceste trăsături distincte a unei femei și a unei bărbat nu sunt valabile doar în Geneza capitolul 1 și în Geneza capitolul 2, adică în grădina Edenului, dar am văzut că ele rămân valabile chiar și la cădere. Dumnezeu diferențiază, face distinctă chiar și blestemul e distinct, care se dă peste femeie și peste bărbat. Apoi am văzut că în Noul Testament continuă aceste trăsături și aceste distinții. Altfel spus, am încercat să căutăm să vedem dacă această teologie biblică care ne-o stabilim este cumva valabilă doar într-un context sau dacă transcende. Au fost aceste trăsături, aceste roluri, aceste distinții de gen, ceva specifice doar în grădina Edenului, doar pentru o perioadă de timp, sau dacă nu, până când sunt ele valabile, această distinție de parte bărbătească, parte femeiască. Și am văzut că și în Noul Testament, și în Noul Legământ, unde noi ne aflăm și sub care noi trăim, aceste distinții rămân. Egalitatea rămâne, dar rămân și distințiile. Și am privit la texte precum Galaten 3, Efesen 5 și altele, unde am văzut că distințiile sunt prezente în biserică, în familie și așa mai departe. În cele din urmă, am văzut că această distinție esențială există chiar și în veșnicie. Am văzut că identitatea noastră proprie se păstrează chiar și în veșnicie. Altfel spus, în veșnicie ne vom recunoaște ca și bărbați, ca și femei. Nu vom fi niște fantome, da? Fără gen. Vom fi persoanele care suntem acum, dar în trupuri glorificate, fără păcat, în mod desăvârșit, vom fi exact ceea ce ar trebui să fim. Și ne-am uitat la exemplul cel mai bun, și anume la Domnul Iisus Hristos, care după ce a murit și a înviat în trup glorificat, a fost același om Iisus Hristos, doar acum în trup glorificat. Același bărbat
Iisus Hristos, dar acum glorificat. Acest lucru este absolut esențial pentru că definește pentru noi faptul că problema genului, problema sexului, bărbat-femeie, nu este una socială sau psihologică sau altceva, ci este una divină. Altfel spus, bărbat-femeie și rolurile care provin din aceste categorii sunt definite teologic, nu sociologic. Nu contextul în care trăim, nu cultura în care trăim, nu știința, nimic altceva decât Dumnezeu nu are dreptul să definească aceste definiții și aceste roluri. Acestea sunt invenția lui Dumnezeu, sunt planificate de Dumnezeu, fac parte din creația lui Dumnezeu, la fel ca și alte categorii esențiale, precum căsătoria și așa mai departe, și ele nu pot fi redefinite. Noi putem să numim astăzi căsătoria, între ghilimele, homosexuală căsătorie, ea nu este căsătorie. Noi putem astăzi, și se întâmplă în multe țări, să numim prin lege, să fie legal, să numești o femeie bărbat sau invers, dar asta nu schimbă realitatea. Realitatea este ceea ce Dumnezeu a lăsat și a descoperit în natură, în creație și mai ales pe paginile Sfintei Scripturi. Ca atare, orice lege s-ar da în România, și se vor da legi, să fie foarte clar, se vor da legi în România care vor permite schimbările de sex, care vor necesita ca instituțiile publice și chiar și private să recunoască aceste schimbări, care vor necesita că dacă copilul tău, care este fetiță, vrea ca să fie adresat ca și băiat, să fie obligat să faci acest lucru, urmează. Asta este jocul în care am intrat, în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană. Am făcut un pact cu Satana și acum trebuie ca să jucăm hora aceasta. Da? Este inevitabil, exceptând o intervenție a lui Dumnezeu, care ar însemna un Brexit sau cum vreți să-i spuneți, da? Un exit al României din Uniunea Europeană, care, apropo, așa, nu place să fac politică, dar nu înțeleg ce căutăm acolo, că beneficii avem numai probleme, că nu știm să beneficiem. Ei ne dau legi, ei ne impun norme, dar banii nu-i luăm, că suntem prea deștepți ca să luăm banii altora. Avem noi ai noștri, da? Și Uniunea Europeană va merge în această direcție. Cum a mers America, cum au mers alte țări din blocul european, cum merge toată Uniunea Europeană la ora actuală, căsătoria homosexuală, problema transgender și așa mai departe, vor fi impuse asupra noastre și, din păcate, bisericile, în mare parte, nu cred că vor face față, inclusiv Biserica Ortodoxă Română. Inclusiv Biserica Ortodoxă Română. În momentul în care averia bisericii va fi amenințată, veți vedea că și ei o să o lase mai moale, cum a lăsat-o și Biserica Catolică, cum o lasă în continuare. În momentul în care se spune patrimoniul bisericii este în pericol, dacă nu respectați normele europene, veți vedea cum prea fericitul Daniel începe și cântă toleranță și multe alte chestii. Da? Aș vrea să ne-am dreptate, dar nu există semne de așa ceva. Lucrul acesta este important pentru noi să înțelegem, pentru că atunci când ne confruntăm cu aceste lucruri, în sfera publică, în școli și așa mai departe, și lumea va aduce argumente în fața noastră și ni se vor aduce, pe acum asta e legea în România, noi să avem convingerea pentru care să fim gata să murim, nu mă interesează ce spune legea ta, nu mă interesează ce spune manualul tău de sociologie, nu mă interesează ce spune Uniunea Europeană, Scriptura spune, Dumnezeu a zis, i-am creat bărbat și femeie. Da? Pentru noi asta este o problemă teologică. Ceea ce suntem, identitatea noastră și rolurile noastre. Rolurile noastre în biserică, rolurile noastre în societate, rolul nostru în familie. Noi trebuie să înțelegem că astea sunt creionate, sunt trasate de Dumnezeu. Să nu fim în niciun fel zguduiți când cineva o să ne spună „Pai, pe voi sunteți niște înapoiați dacă încă mai trăiți după regulile astea în familia voastră. Ce... Soră, tu nu ești emancipată? Tu nu știi că a venit mișcarea feministă? Mai vorbești despre supunerea față de bărbat. Da? Vor veni cu argumente care par convingătoare dacă nu înțelegi că lucrurile acestea nu sunt contextuale, nu sunt culturale. Lucrurile acestea sunt lăsate de Dumnezeu de la creație și transcend. Identitatea ta ca și bărbat, ca și femeie,
transcende orice vreme, orice cultură, pentru că este planul lui Dumnezeu de la creație și până în veșnicie. În lecțiile care urmează, vă amintesc, vrem să privim, începând cu această seară, foarte telegrafic, este un subiect foarte vast și nu am putea ca să-l epuizăm, dar vrem să avem anumite lucruri trasate, anumite lucruri clare. În această seară să privim ce înseamnă să fii bărbat, din punct de vedere biblic. Nu ne vom uita neapărat la foarte multe implicații practice, vom avea alte lecții care vor trata asta, dar esența, ADN-ul identității de bărbat după Scriptură. La a treia lecție ne vom uita la ce înseamnă să fii femeie după Scriptură, care e ADN-ul unei femei, ce ar trebui să identifice pe o femeie. După aceea, în următoarele trei lecții, 4, 5 și 6, ne vom uita la aceste roluri de bărbat și de femeie, la aceste identități, în familie, în biserică și în societate. Da? Cele trei sfere majore care ne interesează pe noi. Și în ultima lecție, în lecția 7, cu care vom concluziona, ne vom uita la obiecțiile care se aduc la perspectiva aceasta biblică și vom căuta tot din Scriptură răspunsuri la aceste obiecții. Vrem să fim pregătiți pentru asaltul care vine, care în mare parte a și venit peste noi, care încearcă să deformeze viziunea Bibliei despre identitatea noastră ca și bărbați, ca și femei, ca și respectivii în societate, în biserică, în familie și așa mai departe. Da? În seara aceasta, telegrafic, vreau să ne uităm și sper să mai rămână și timp pentru întrebări. Sper să fie un subiect de interes, un subiect pe care ați vrea să dialogați, pe care să putem să avem interacțiune sănătoasă. În seara aceasta vrem să ne uităm la ADN-ul unui bărbat după Scriptură și să vedem ce anume formează acest ADN, această identitate a unui bărbat, ca după aia să vedem implicațiile acestui caracter, acestor trăsături în aceste sfere care le-am detaliat, în biserică, în familie și în societate, în lecțiile care urmează. Ce înseamnă să fii bărbat? Păi, în primul rând, vedem din Scriptură, chiar din Geneza, că a fi bărbat este strict legat cu rolul de a avea autoritate și responsabilitate. Da? Autoritate și responsabilitate, vom vedea exact ce înseamnă asta imediat, sunt strict legat de identitatea unui bărbat. Și de aceea, surorilor, să înțelegeți, când autoritatea unui bărbat este subminată, pe el îl deranjează deosebit de mult. Acum, că el nu reacționează cum ar trebui să reacționeze un bărbat credincios, civilizat, de acord. Dar, în momentul în care autoritatea unui bărbat este subminată, el simte că i s-a dat o lovitură la rădăcina identității lui. De aceea este așa de dureros pentru un bărbat. Pentru că rolul acesta de a avea autoritate, de a se simți responsabil, în sensul pozitiv, este în ADN-ul lui din momentul creației. În momentul creației, în Geneza, Dumnezeu l-a creat pe Adam și l-a așezat, spune Geneza 2:15, l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și ca să o păzească. Și vedem în Geneza, chiar și din Geneza 1, că tot scopul creației este ca să fie stăpânită de om și în principiu să fie stăpânită de Adam, care este primul creat și care este dat această sarcină. Dumnezeu l-a creat pe bărbat și l-a pus într-o poziție de autoritate și de responsabilitate. El era responsabil pentru acea grădină, de autoritate și de responsabilitate peste creația lui Dumnezeu. Autoritatea lui Adam este evidentă din narativul creației. Am văzut și data trecută, Adam este creat înainte de Eva, deci tot mandatul acesta de a păzi, de a îngriji, de a stăpâni, este în primul rând dat lui. Dar el trebuie să îndeplinească acest mandat înainte ca Eva să existe. E normal ca el să se simtă responsabil, ca să mânuie această autoritate, ca să fie responsabil pentru creația lui Dumnezeu, pentru ceea ce Dumnezeu i-a pus în mâna lui. În al doilea rând, vedem că Adam îi este dat responsabilitatea expres de a îngriji grădina, de a păzi grădina. El trebuie să fie un administrator la ceea ce Dumnezeu i-a dat. În al treilea rând, vedem că Adam este responsabil
pentru a numi animal. Un lucru care clar ne arată că i s-a conferat o autoritate. Al patrulea rând, Adam este cel care o numește chiar și pe femeie, arătând că autoritatea aceasta care i-a delegat-o Dumnezeu se extinde chiar și în sfera familiei lui, chiar și față de soția lui. El este într-o poziție de autoritate. Al cincilea rând, vedem că atunci când această autoritate este încălcată, este încălcată de Satan, este încălcată de femeie care ascultă de șarpe, atunci când această autoritate este încălcată, atunci când ei păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu îl caută pe Adam. Dumnezeu respectă ordinea de autoritate care a creat-o el. Dumnezeu nu merge și trece pe lângă Adam și zice: Eva, unde ești? Hai să discutăm că ai făcut o prostie. Dumnezeu, chiar dacă Eva este cea care a greșit, care a răsturnat ordinea, Dumnezeu merge și îl caută pe Adam. Geneza 3, 8 cu 9. Ei au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină, în adierea amurgului și s-au ascuns de Domnul Dumnezeu printre pomi din grădină. Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam și i-a zis: unde ești? Ei s-ascundeau, Dumnezeu vrea să aibă o stare de vorbă cu Adam, pentru că el este bărbat. Eva a greșit, în mod normal, ai zice, cu ea trebuie să stai de vorbă, da? Cu ea trebuia ca să o tragă la răspundere. Dar Dumnezeu respectă ordinea care el a reglementat-o și merge și îl caută pe Adam. Bun. Care este scopul și cum se manifestă această autoritate și această responsabilitate? Pentru că noi bărbații am avea tendința să zicem: am înțeles. Scopul este să am autoritate. Dacă am autoritate, înseamnă că-s bărbat. Nu. Scopul este ca să ai autoritate pentru scopurile și în felul în care Dumnezeu vrea ca să ai autoritate. Tu oricum ai autoritate. Prin creație o ai ca și bărbat. Da? Și o să vedem în ce contexte ai această autoritate. Întrebarea este dacă ai autoritatea pentru scopurile care Dumnezeu vrea ca să o ai și dacă o mânuiești așa cum Dumnezeu vrea ca tu să mânuiești această autoritate. Dacă nu, nu ești diferit în niciun fel ca și bărbat creștin decât toți bărbații păgâni care se cred foarte macho și ei sunt mari și tari și puternici, dar de fapt sunt nimica totul. Da? Există un fel de autoritate, există un scop pentru această autoritate și această responsabilitate și ea se manifestă într-un anumit fel în care îndeplinește planul lui Dumnezeu și trebuie să vedem care sunt aceste scopuri și aceste feluri. Primul rând, vedem în Geneza 2 cu 15, unde am văzut că îi se dă acest mandat în mod clar lui Adam. Vedem că unul dintre primele motive pentru care îi se dă această autoritate și această responsabilitate este ca el să lucreze. El trebuie să lucreze și să păzească creația lui Dumnezeu. Deci, bărbate, dacă ai vrut autoritate, o ai. Și acum, scopul autorității, să muncești. Da? Ăsta e scopul autorității, să muncești. Să lucrezi în mod deosebit, în mod deosebit ai autoritatea, responsabilitatea, mandatul de la Dumnezeu ca să lucrezi. Da? Există o legătură strânsă, și am văzut lucrul acesta, între Adam și lucrarea pământului. Da? Adam este sinonim cu pământ. Adam este luat din pământ și Adam are mandatul de a lucra și de a administra pământul. Da? Adam a fost făcut pentru acest scop. Unul dintre scopurile pentru care a fost creat este să lucreze pământul. Acum, implicația nu este, probabil că ați intuit asta, nu este că fiecare bărbat adevărat biblic trebuie să fie fermier. Da? Amici ar fi de acord cu asta. Dacă ei zic, dacă ești după Scriptură, lași toate inovațiile astea moderne, ne mutăm toți undeva pe o fermă mare, ne facem câte un hambar, ne facem câte o gospodărie și toți trebuie să lucrăm pământul pentru că pentru asta am fost creați și să trăim acolo într-o comunitate și să ne vindem bunurile la cei care trec pe la drumul principal. Da? E și asta o teologie, e și asta o filosofie. Și câteodată, de acord cu fratele Iuliu și Sispidi, să zic, băi, mă duc pe vârf de deal și le las pe toate și iau sapa cu mine și ce pot ca să fac din sapă și din șteoacă și din ce... Asta fac, da? Culeg acolo ce găsesc, ciuperci sau ce-i acum în sezon și am terminat cu toate. Dar adevărul este că există o legătură strânsă între ideea de a fi bărbat
Și ideea, concepția lui Dumnezeu pentru bărbat care este să fie muncitor, să fie roditor, să fie producător de ceva. Cum în era modernizată în care trăim, nu există totdeauna o legătură foarte strânsă între tine și pământ. Nu ai ocazia ca să lucri pământul. Deci este interesant că în lumea civilizată, cei mai mulți, chiar și bărbați și femei, când ajung la pensie, s-apucă de grădinărat, s-apucă de plantat copaci, de flori, de chestii de genul. De ce? Simt nevoia ca să fie acolo în natură, unde Dumnezeu i-a intenționat ca să fie. Da? Cineva zicea că Dumnezeu ne-a pus într-o grădină, noi am păcătuit și am construit oraș. Ca să înțelegeți cumva ideea lui Dumnezeu despre viața perfectă și ideea omului căzut în păcat. Dumnezeu ne-a pus în grădina Edenului, noi am început să construim turnul Babel. Și în ziua de astăzi tot ne fălim că ce fain este la Cluj, la București, la New York și așa mai departe, când de fapt cel mai fain este pe câmp. Cel mai fain este în pădure. Și când îi vine mintea la om la cap, la o anumită vârstă, după ce s-a săturat de toate lucrurile astea, acolo vrea să meargă. Eu de acum, de la 33 de ani, mă duc în oraș când îs nevoit să mă duc în oraș. În rest, prefer să fiu în natură. Și fiecare dintre noi cred că ar putea să ateste despre acest lucru. Rolul bărbatului este să muncească și de aceea îi se dă această autoritate. Deci dacă ești bărbat și ai o autoritate delegată de la Dumnezeu, ăsta este unul dintre motivele. Ca să lucrezi, ca să produci ceva. De aceea Biblia, de exemplu și Noul Testament, este foarte pro-muncă. Pentru că este scopul lui Dumnezeu să fim roditori din toate punctele de vedere. Și Biblia spune, cine nu muncește, să nu mănânce. Da? Cine nu muncește, să nu mănânce. Este normal dacă ești bărbat să te simți prost dacă ai fost leneș într-o zi. Este total normal să te mustre conștiința dacă n-ai produs nimică astăzi. Da? Dacă la final de zi tragi linia și zici, băi, n-am produs nimică. Este normal să te mustre conștiința, mai ales ca și bărbat. Și ca și femeie, dar mai ales ca și bărbat. Pentru că ți s-a delegat această responsabilitate ca să fii roditor. Să produci ceva. Să se vadă ceva pe urma ta ca și bărbat. În al doilea rând, vedem că are responsabilitatea ca să păzească. Ca să păzească creația lui Dumnezeu. Această grădină desăvârșită care le-a dat-o Dumnezeu. Termenul folosit aici pentru a păzi este același termen folosit în alte locuri, de exemplu pentru un soldat care stă de gardă și păzește, sau pentru un păstor care păzește turma lui, sau pentru preoți care sunt chemați să vegheze asupra celor în grija lor. În ADN-ul bărbatului biblic este această genă de a proteja. Un bărbat după Scriptură, un bărbat adevărat și, până la urmă, un bărbat chiar și firesc, are această tendință de a proteja, de a păzi. Este foarte important ca să înțelegem lucrul acesta. În ziua de astăzi, această genă este grav alterată. Și dacă ați văzut, de exemplu, pe YouTube, se filmează tot felul de experimente din astea sociale, unde oameni cu camera ascunsă angajează actori și se înscenează un eveniment. Și după aia se filmează să se vadă cum ar reacționa oamenii. De exemplu, am văzut una în care s-a înscenat o femeie care era acostată, care era agresată pe stradă. Și foarte mulți, dacă nu cei mai mulți, bărbați chiar, s-au uitat în cealaltă direcție. De ce să intre ei într-un conflict pentru această femeie, pentru această tânără? În ADN-ul lui bărbat, care încă mai are în el puțin din lumina lui Dumnezeu, este să se duce acolo și dacă iei să-ți iei tu pumn din cap, să-ți iei pumn din cap, dar să scape femeia aia. Da? Să fie foarte clar. Este ceva lăsat în noi de la Dumnezeu ca să protejăm. Ca să protejăm ceea ce Dumnezeu a pus în jurul nostru și mai ales să protejăm ceea ce Dumnezeu a pus în grija noastră. Este în ADN-ul nostru de a proteja creația lui Dumnezeu, pentru că noi suntem administratorii acestei creații. De a proteja tot ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat în mâna noastră, mai ales soția, copiii, familia, biserica, lucrurile care în mod personal ni s-au încredințat nouă, este responsabilitatea noastră ca să protejăm, ca să le păzim. Da? Chiar cu riscul că s-ar putea să luăm bătaie din cauza asta. În ziua de astăzi, din păcate, nu mai prea există sentimentul acesta. Și într-un fel este de înțeles cu filosofia asta feministă, că femeia este egală și în rol, și în funcție, și în tot cu bărbatul, într-un fel este normal.
Într-un fel este normal pe ca bărbați să zică, păi stai un pic. Spuneți că voi nu vreți ajutorul nostru, voi nu aveți nevoie, nu aveți nevoie de nimică și acum vreți ca să le puteți avea și așa, și așa. Egalitate în toate, inclusiv în roluri, în funcții, în tot, dar după aia tot bărbatul să tragă scaunul, să țină ușa, să sară el la bătaie. Hotărâți-vă, da? Cum vreți? Egal sau nu egal? Păi am vrea egal 100%, dar am vrea și toate beneficiile. Nu merge. Nu merge. Și interesant este că foarte multe femei care au ajuns în extremele feminismului, la un moment dat, când sunt sincer, vin și spun, bă, nu e chiar așa de fain cum am crezut. Era foarte fain când prietenul meu îmi ținea ușa pentru mine. Făcea pe cavalerul, da? De ce? Pentru că este ceva în ADN-ul unui bărbat și unei femei. Este un... Pentru cei care sunteți total împotriva oricărui felul de dans, în orice fel de context, scuzați-mi, este un fel de vals, un fel de dans frumos, regizat de Dumnezeu, care trebuie să se întâmple între bărbat și femeie. Când un bărbat ține ușa pentru o femeie și când o femeie este flatată că i s-a ținut ușa, se întâmplă ceva divin acolo, ceva minunat care Dumnezeu a proiectat. Când un bărbat deschide o ușă pentru o femeie și femeia spune, bă, ce crezi, nu poți să deschid ușa? Hai, lasă-mă! Egalitate, da? Acolo este Satan. Acolo Satana dă peste cap acel lucru frumos proiectat de Dumnezeu. Când un bărbat vede o femeie care este în pericol și zice, băi, eu nu mă bagă, nu-i treaba mea, deci nu văd de pielea mea, acolo este ceva absolut demonic. Da? Absolut demonic. Acolo Satana a ros și a sfărâmat din identitatea care Dumnezeu a lăsat-o în fiecare bărbat. Noi avem responsabilitatea, avem menirea din creație să protejăm, să păzim. Mai ales, repet, soțiile noastre, copiii noștri, familiile noastre. 3. Înțelegem din Scriptură că toată această responsabilitate, care se manifestă mai ales prin lucru și prin pază, Biblia ne arată că are scopul ca să îngrijească. Și ne referim aici mai ales la aspectele de îngrijire materială, dar nu numai, să îngrijească familia lui, să îngrijească cei care Dumnezeu i-a pus sub apărarea lui, i-a pus în familia lui. Bărbatul este acela care poartă în mod deosebit responsabilitatea pentru a îngriji de nevoile familiei. Da? Bărbatul este acela care poartă responsabilitatea. În 1 Timotei 5:8, de exemplu, ni se spune că dacă cineva nu poartă grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Aspectul acesta de a îngriji este peste tot, de la începutul Scripturii până la final. Bărbatul are acest mandat de a-și îngriji familia, de a pune pâine pe masă, cum se spune la noi la români. Cum asta nu înseamnă că femeia nu poate contribui financiar la familie. Citiți, de exemplu, Proverbe 31 și vedeți cum arată o femeie duhovnicească. O femeie duhovnicească are gospodărie, o femeie duhovnicească conduce un business, o femeie duhovnicească face negoți, o femeie duhovnicească posibil să contribuie mai mult la bugetul familiei decât poate un bărbat. Dar în țesutul bărbatului există, sau ar trebui să existe, această nevoie, această responsabilitate de a îngriji pentru nevoilor celor care sunt în grija lui. Un bărbat nu poate să doarmă liniștit noapte dacă el știe că frigiderul e gol. Un bărbat nu poate să doarmă liniștit noapte dacă el știe că cele care sunt de nevoie pentru familia lui nu sunt asigurate. Este responsabilitatea lui, este în ADN-ul lui ca să facă acest lucru. Dumnezeu de aceea ne-a pus acolo, de aceea ne-a pus în familii, de aceea ne-a dat soții, de aceea ne-a dat copii ca să îngrijim de ei. Știm toți, nu trebuie ca să reiterăm de fiecare dată, că niciunul dintre noi nu poate face aceste lucruri în afară de harul lui Dumnezeu, fără ajutorul lui Dumnezeu. Toate până la urmă vin din mâna lui Dumnezeu, da? Dar eu și dumneavoastră, ca și bărbați, aveți responsabilitatea să îngrijiți de familiile voastre, de soțiile voastre, de cei din casa voastră, prin munca voastră, prin paza voastră, prin efortul vostru. 3. Bărbatul are autoritatea pentru a exercita o conducere sacrificială. O conducere sacrificială. Bărbatul este chemat să conducă prin autoritatea lui. De aceea ți se dă autoritatea, da? Când ți s-a delegat o autoritate, ți se dă un drept, ea are un scop. În acest caz, scopul este ca să conduci, să fii un lider în contextul în care te-a pus Dumnezeu. La fel cum dacă ți se dă un permis de conducere,
Scopul acelui permis este să-ți permită să conduci. Degeaba ai permis de conducere dacă tu nu urci la volan niciodată. Altfel spus, a fugi de responsabilitate, a fugi de responsabilități și de responsabilitatea de a fi un lider, de a conduce în diferite contexte, în familie, în biserică și așa mai departe, este total antibărbătesc și antibiblic. În ziua de astăzi, filosofia care s-a propagat este să nu te legi la cap cu mult, să n-ai multe grijă, da? Eu nu vreau ca să fiu, nu vreau să slujesc în biserică, nu vreau să slujesc acolo, nu vreau să fiu lider în familie, nu vreau să fiu responsabil pentru nimic. Pentru că eu nu vreau să am niciun grijă, să fiu relaxat. Antibărbătesc, antibiblic. În ADN-ul bărbatului este să conducă prin autoritatea și prin dăruirea care Dumnezeu i-a dat-o. Să conducă în familia lui, să conducă în diferite contexte unde este potrivit pentru el ca să-și exercite autoritatea și rolul de bărbat. Conducerea aceasta, vom vedea imediat, trebuie să fie una sacrificială. Unde trebuie el ca să conducă? În primul rând, în familie. În familie, bărbatul este chemat ca să fie capul familiei. Este chemat ca să fie capul familiei, preot în familia lui. În Efeseni 5, de exemplu, vedem în felul următor, Apostolul Pavel spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Fraților, ajungem într-o generație de bărbați în care femei care sunt dornice să fie supuse nu mai au față de cine să fie supuse. Că nu mai sunt bărbați care să știe să conducă, care să știe nu ca să bată cu pumnul în masă, dar care în mod sacrificial, în dragoste, să-și conducă familia, să fie capul familiei. Ei sunt așa de spălați pe creier de toată teologia și filosofia asta postmodernistă, feministă, new age cum e, că el se căsătorește și spune, acum, dragă, știi, eu nu vreau ca să mă impun, eu n-am o părere, părerea ta, părerea mea, părerea fiecăruia. Asta e o mămăligă de om, da? Bărbatul are rolul ca să fie capul familiei, într-un fel biblic, cu anumite trăsături, dar el este chemat să facă lucrul acesta. Și nu își îndeplinește menirea. Nu ești bărbat biblic dacă tu zici, păi eu nu, eu n-am, nu. Ia să decidă totul, eu nu contează. Fals. Bărbatul este capul familiei, da? În primul rând în mod spiritual, dar nu numai în mod spiritual, în biserică. În biserică vedem că Scriptura este foarte, foarte clară despre faptul că bărbatul este chemat ca să conducă. 1 Timotei 2, de exemplu, de la versetul 12 la 13, spune în felul următor. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Da? Nu există niciun contraargument la acest verset pentru păstorițe, de exemplu. Nu există nicio variantă exegetică care ar permite pentru un predicator femeie. Nu există așa ceva decât faptul că se abandonează teologia biblică despre rolurile bărbatului și a femeii care este de la creație. De aceea Apostolul Pavel spune, întâi a fost creat Adam. Asta nu e o problemă de cum vrei tu să-ți organizezi biserica. Asta nu e o problemă despre preferințele tale în închinare. Lucrurile astea au fost trasate de Dumnezeu de la creație. Și întrebarea este pentru aceste biserici. Dacă sunt dispuse să renunțe la criterii care sunt reglementate de Dumnezeu de la creație, de la ce nu vor renunța? De la ce nu vor da înapoi? Când le va conveni, vor renunța la orice aspect biblic ca să-și facă poftele lor. De aceea este inadmisibil pentru un credincios adevărat, pentru un creștin adevărat, să participe în vreun fel într-o biserică unde se afirmă autoritatea unei femei în acest fel. Nu îi se face bine nici acelei femei care își încalcă scopul și menirea pentru care a fost creată și nu se face bine pentru acea biserică și pentru reputația lui Dumnezeu. Practic, biserica aceea transmite mesajul Dumnezeu n-avea habar ce a făcut când i-a creat pe Adam și pe Eva. Și Apostolul Pavel vorbea prostii când spune aceste lucruri lui Timotei în 1 Timotei 2. Sau, dacă vă uitați în 1 Corinteni 11, veți vedea același argument. În 1 Corinteni 11 vedeți că se vorbește despre bărbatul care este capul femeii și lucrul acesta trebuie să fie evident. Lucrul acesta trebuie să fie evident. Acum, s-ar putea face o mare discuție despre dacă semnul stăpânirii trebuie să fie baticul, dacă baticul trebuie să fie cu două colțuri, cu un colț, cu 10 colțuri de un metru, fără...
nu sunt interesat, dar nu voi predica din 1 Corinteni 11 pe tema asta decât atunci când vine la rând. Știți că nu sunt interesat. Dar un lucru este clar și nediscutabil în acest text, că diferența între bărbați și femeie în biserică trebuie să fie evidentă. Lucrul ăsta trebuie să fie vizibil. Toată lumea când intră trebuie să știe, ăștia-s bărbați, ăstea-s femei, ăștia-s în autoritate, ăstea-s sub autoritate. Lucrul ăsta trebuie să fie vizibil și evident. O biserică care caută în mod sistematic să radă aceste diferențe este o biserică eretică, sau cel puțin îndreptată în acea direcție. Scopul nostru nu este că atunci când intrăm în biserică să abandonăm aceste roluri, să abandonăm aceste distincții. Scopul nostru este să celebrăm planul lui Dumnezeu. Să înțelegem că dacă Dumnezeu așa a lăsat lucrurile, este mai bine pentru fiecare dintre noi. Dacă Dumnezeu te-a creat femeie și în biserică te vrea sub autoritatea unui bărbat, lucrul ăsta este spre binele tău. Și în momentul în care realizezi asta, accepți asta, vei vedea că ești mai împlinită decât abandonând planul lui Dumnezeu. Da? Decât abandonând planul lui Dumnezeu. Cum arată această conducere biblică într-un bărbat? Ce trăsături are ea? 3 sau 4 trăsături, sau poate chiar și 5. Trăsături elementare pentru conducerea aceasta sacrificială biblică la care sunt chemați bărbații pentru a exercita autoritatea care li s-a dat. Da? 1. Un adevărat bărbat conduce prin slujire. Un adevărat bărbat după Biblie, conduce prin slujire. Domnul Iisus ne învață la Luca 22:26 în felul următor. Voi să nu fiți așa. Și cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic. Și cel ce cârmuiește, cel ce conduce, cel ce este în autoritate, ca să fie cel ce slujește. Conducerea, autoritatea exemplificată de Domnul Iisus pentru noi, este acea autoritate care ia ștergarul. Este acea autoritate care slujește. Este acea autoritate care este gata să se jerfească. În relația, de exemplu, dintre soț și soție, Apostolul Pavel ne învață în Efeseni 5 în felul următor, la versetul 23. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurilor. Ceea ce ne place. Amin, frate! Așa, supuse să fie! În toate lucrurile! Fraților, citiți în continuare cu mine și veți vedea că surorile au misiunea mai ușoară. Noi avem partea grea. Noi avem partea dificilă. Ele trebuie să fie ascultătoare, supuse într-adevăr în toate lucrurile față de bărbați, dar bărbații trebuie să fie în felul următor. Versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Până aici e ușor. Cum? Cum a iubit și Hristos biserica? Și acum precizare. Și s-a dat pe sine pentru ea. S-a dat pe sine. S-a dăruit și a dat viața. Și a vărsat sângele. Tot ce a avut mai prețios. Nu i-a luat un buchet de flori doar, nu o ciocolată de Valentine's Day pentru mireasa lui. Viața lui a jertfit-o pe cruce pentru mireasa răscumpărată. Să fii cap nu e ușor. Să fii în autoritate nu e ușor. Trebuie să te dai, trebuie să te dăruiești, trebuie să te sacrifici până la moarte dacă este nevoie. Toată viața ta să fie dedicată în scopul celuilalt. Trebuie să slujești. Portretul perfect este oferit de noi de Scriptură, și anume Hristos, care și-a câștigat și își păstrează și își prelucrează mireasa prin sacrificiul lui ultim, prin sacrificiul lui măreț. Autoritatea care ni se dă ca să conducem prin slujire, așa arată. Înainte să mai dai vreodată cu pumnul masă și să spui, pentru că eu sunt capul familiei, realizează că a fi capul familiei înseamnă ca să trăiești toată viața în slujire pentru familia ta. Realizează că chemarea este să-ți dai viața, cum și-a dat Hristos viața pentru biserica lui, pentru soția ta și pentru familia ta. Un adevărat bărbat conduce prin slujire. 2. Un adevărat bărbat înțelege diferența dintre a conduce și a controla. Nu e tot una. Să conduci ceva și să controlezi ceva. A fi un lider al familiei tale înseamnă a lua peste tine responsabilitatea pentru familie. Înseamnă a trasa o direcție pentru familie. Înseamnă a-ți asuma
punctul de pornire a familiei tale și destinația unde vă duceți, mai ales spiritual vorbind. Înseamnă a spune ca și Iosua în Iosua 24, că despre mine, eu și familia mea îl voi sluji pe Domnul. Asta înseamnă a-ți asuma această conducere. Nu înseamnă a fi în control peste fiecare aspect sau a fi implicat în fiecare detaliu mărunt. Nu asta înseamnă. A conduce, de exemplu, o afacere nu înseamnă a fi în control peste fiecare detaliu. E imposibil. Și doar un maniac ar face așa ceva. Înseamnă a trasa o direcție. Înseamnă a avea autoritate. Înseamnă a lua oameni și a alinia după tine și lumea știe. Pe aici mergem și acolo ajungem. A fi bărbat înseamnă a ști că diferența există între a conduce și a controla. Sunt foarte mulți bărbați. Foarte mulți bărbați care sunt extrem de implicați în toate lucrurile mărunte ale familiei, dar nu sunt lideri, spiritual vorbind mai ales. Nu își asumă responsabilitatea în familia lor. Nu dau tonul în familie, să vorbim așa. Ei vor să știe ce culoare vor avea perdelele, ce fel de săpun va fi la baie, cu ce spălăm vasele și așa mai departe, dar nu există o direcție. Familia lui nu știe ce e important în acea familie. Familia lui nu știe care sunt valorile familiei. Familia lui nu știe ceea ce cred ei despre anumite aspecte esențiale. Dar el știe tot. El știe ce culoare la coșurile de gunoi. El știe dacă sunt varză morate sau proaspete la sarmale. Dar în schimb nu știe care e viziunea lui Dumnezeu pentru familia lui. Nu știe să o comunice soției lui sau copiilor lui. Nu știe ca să dea tonul moral și etic vorbind. El este preocupat de toate lucrurile mărunte, dar el nu este un lider. El nu dă o direcție. A controla nu este totuna cu a conduce. Un lider bun dă o direcție și conduce lucrurile fără să controleze nimică. Fără să controleze nimică. Oamenii știu. Măi, în firma asta, așa merg lucrurile. Șeful nostru, așa face lucrurile. Astea-s valorile lui, da? Familia știe. În familia asta, tata dă tonul. Astea-s lucrurile importante, da? Astea sunt valorile spirituale. Biserica e importantă. Familia e importantă. A asculta de cuvântul lui Dumnezeu e important. Nici nu are rost să încercăm ca să-i schimbăm mintea. Pentru că se trasează o direcție după cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă a conduce. A conduce înseamnă a-ți folosi influența. A-ți cârmui familia. A fi un ghid pentru familia ta. Nu neapărat a controla toate lucrurile minuțioase și a face-o pe nevastă ta să nebunească. Nu ăsta e scopul. Da? 3. Un adevărat bărbat folosește autoritatea lui dată de Dumnezeu, dar nu abuză de ea. Nu abuză de ea. Un bărbat duhovnicesc nu spune de fiecare dată, pentru că nu are argumente, pentru că așa am spus eu. Eu sunt capul familiei, tu trebuie să fii supusă. Există momente, să nu mă înțelegeți. Există momente, poate, în viața unei familii, când e nevoie ca un bărbat să se impună și în acest fel. Există momente când după discuții și discuții și discuții nu se ajunge la o concluzie biblică. Și bărbatul, pentru că este poate un aspect esențial, este nevoit în acel punct să zică pentru că, așa am zis eu, în baza cuvântului lui Dumnezeu. În familia asta, aici merge. Da? Și atunci o femeie, dacă așa stă, nu vorbim despre perdele sau sarmale, vorbim despre lucruri esențiale. Despre credință, despre scriptură, despre biserică. Atunci o femeie duhovnicească este, chiar dacă nu-i de acord, că tu ești capul familiei, tu răspunzi, acolo merge. Da? Dar un bărbat duhovnicesc trebuie să știe să nu abuze de această autoritate, altfel această autoritate se va sfărâma. Această autoritate nu va mai avea vreo valoare dacă tu la orice zici, eu sunt capul familiei. Unde vrem să mergem în vacanța anul ăsta? În Grecia sau în Bulgaria? Pe în Grecia. Dar, dragă, eu vreau să mă duc în Bulgaria, că mă zic că plaja e și mai ieftin. Eu sunt capul familiei, ai înțeles? De când ajungi la o chestie esențială de credință, argumentul ăsta că tu ești capul familiei nu mai funcționează. Pentru că l-ai abuzat la toate lucrurile care n-au nicio valoare, da? Un bărbat adevărat nu abuzează. Înțelege că deși are autoritate de a conduce, el are nevoie de soția lui care este un ajutor. De fapt, înțelege că are nevoie de ajutor în general. Toți avem nevoie de ajutor. De aceea lui Adam, până la urmă, i s-a făcut un ajutor. Nu de competenție era Adam, să fie foarte clar. Dacă Dumnezeu privea la Adam și zicea, măi, nu are nevoie de nimic. I-am dat un scop, un țel, i-am dat o grădină, ăsta nu are nevoie de nimic. E super competent. E
Nu. Dumnezeu s-a uitat la Adam și a zis, măi, asta nu se descurcă. Nu se descurcă. Cu tot ce i-am dat de muncă pe aici, cu tot ce trebuie administrat, cu tot ce trebuie organizat, ăsta nu face față. Da? Are nevoie de un ajutor. Cel puțin să se înmulțească. Aici nu se descurcă, da? Și a dat un ajutor. Ca tare noi, bărbații, trebuie să realizăm. Deși ni s-a dat o autoritate, acea autoritate are nevoie de ajutor. Da? Are nevoie de ajutor. Și un lider adevărat, un lider adevărat nu este frică ca să ceară ajutor, ca să primească ajutor. Există o diferență esențială între a avea autoritate și a avea competență. Lucrul ăsta este așa de evident în România, unde foarte mulți oameni fără competență sunt autoritate. În fiecare zi te duci la orice ghișeu, aproximativ, nu vreau ca să fiu rău, și vezi oameni în autoritate fără competență, da? Dar până la urmă cele două nu sunt neapărat necesare una lângă alta. Dacă cineva ți-a dat o autoritate, tu ai autoritatea aia. Dacă președintele României e pe unul de pe stradă și îl pune undeva într-un rol foarte important, el acum are autoritatea aia, chiar dacă el nu are competența necesară. Noi bărbații trebuie să realizăm că fiecare dintre noi până la urmă are nevoie de ajutor. Da? Avem autoritate, dar avem nevoie și de ajutor, pentru că nu neapărat avem toate competențele necesare. 4. Un adevărat bărbat înțelege faptul că conducerea este în primul rând o chemare la pocăință și la smerenie. Asta înseamnă să fii autoritate în familia ta. Tu să fii primul care se smerește. Tu să fii primul care se pocăiește. Asta înseamnă să-ți conduci familia. Dacă vrei ca să-ți conduci familia, trebuie să fii cel care se smerește în primul rând înaintea lui Dumnezeu. 1 Petru 5:6 spune, smeriți-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la timpul potrivit El să vă înalțe. A fi un bărbat înseamnă a recunoaște că nu ai în tine toate resursele necesare ca să mânuiești corect autoritatea care ți-a fost dată. Nu le ai. Pur și simplu. Altfel spus, fiecare dintre noi, bărbații, ni s-a dat un job pentru care nu suntem calificați. Ni s-au dat responsabilități care nu le putem stăpâni. Avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de călăuzirea lui Dumnezeu. Avem nevoie de ajutor. Ni s-a dat o autoritate peste o familie, într-o biserică, sau în ce context ne-a pus Dumnezeu, și a fi un adevărat lider după Scriptură înseamnă să te uiți la tine și să spui, nu pot. N-am cum. N-am cum să fiu acela care să mă pocăiesc eu primul tot timpul. N-am cum să fiu acela care să conduc întotdeauna după Scriptură. N-am cum ca să mânuiesc această autoritate în mod corect. Am nevoie de ajutor și în primul rând am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. A fi un adevărat bărbat înseamnă să înțelegi că ești chemat la smerenie și la pocăință în prim ordine. După aceea celelalte. 5. Un bărbat adevărat înțelege din Scriptură că autoritatea lui este contextuală. Autoritatea lui depinde de un anumit context. Autoritatea și responsabilitatea fiecărui bărbat este diferită și manifestată diferit bazat pe contextul în care se află. Nu ai o autoritate asta universală pur și simplu pentru că ești bărbat, tu ai autoritate care există. Nu este așa. Un bărbat căsătorit, de exemplu, este chemat să exercite o autoritate în familia lui și cu soția lui. Și doar cu soția lui. Eu nu pot să mă duc la soția altuia și să zic, hei, eu sunt bărbat, eu am autoritate, trebuie să ascult de ce zic eu. Dacă ai o femeie domnicească, ea spune, nu, ești bărbat la tine acasă. La noi în casă bărbatul meu conduce, el dă tonul. Și când el îmi spune că s-a schimbat direcția, atunci schimbăm. Da? Sau un presbiter. Are o anumită autoritate, o anumită responsabilitate în cadrul bisericii locale pe care o slujește. Și doar acolo. El este presbiter vis-a-vis de acea biserică. El are autoritate vis-a-vis de acei oameni. Nu altundeva. Problema este că foarte mulți bărbați nu înțeleg lucrul acesta. Nu înțeleg că autoritatea este strict legată de aceste relații, de aceste contexte. De exemplu, eram odată mai de mult în oraș și am auzit pe cineva într-un conflict civic, să-l numim, și când persoana aceasta, funcționar public, nu înțelegea cu cine stă de vorbă, respectiv a exprimat, bă, eu sunt popă la pocăiți, băi! Și funcționarul a zis, tati, nu merge, ok. Ce era problema? A fi popă la pocăiți nu înseamnă nimic decât la pocăiți. Da? A fi păstor într-o biserică nu înseamnă nimic decât față de acei oameni unde Dumnezeu te-a pus să-ți exerciți
autoritate. Este la fel de absurd dacă eu mă ajut la primărie și a zice, nu știu, nu m-ar asculta aia de la primărie și a spune, hei, ascultă, eu șef la mine în casă, eu scap de familie, tu ai înțeles? Asta nu e nebun, omule. Da? Dar sunt foarte mulți oameni care se plimbă pe stradă cu complexul ăsta de autoritate. Și nici măcar n-au citit din Geneza că Dumnezeu le-a dat autoritate. Ei cred că au autoritate în orice sferă. Un fel de macho man care e plin de autoritate. Dar el nu înțelege că autoritatea lui are un scop specific și are un context specific unde trebuie exercitată. Un bărbat duhovnicesc înțelege acest lucru. E ca și un bărbat care ar fi supărat că ofițerul de poliție nu este supus. El nu înțelege, băi, faptul că ai femeie și tu ești bărbat n-are nimic de a face cu relația asta între polițist și cetățean, da? Sau nu înțelege că dacă, de exemplu, la primărie e o primăriță, ea exercită în momentul ăla autoritate peste tine, ca și bărbat. E un alt context. Eu, ca și păstor, unde-s chemat să exercit autoritate peste voi, da? Și femeile n-au voie ca să exercite autoritate peste bărbați, eu, dacă mă oprește poliția, zic, bună seara, domnișoară polițistă. Eu, dacă mă duc la primărie și acolo e un funcționar public femeie, îi dau tot respectul care se cuvine cu funcția ei și cu autoritatea ei. N-are nicio treabă faptul că eu sunt păstor sau bărbat sau ce-o fi eu cu acest aspect. Contextul definește autoritatea și folosirea ei. Relația unui bărbat cu o femeie este diferită în sfera civică versus sfera familială sau eclesială. Autoritatea dată de Dumnezeu bărbatului nu este universală. Nu este universală. Ci ea există doar în cadrul unor legăminte, unor contexte, în căsătorie, în familie, în biserică. Da? Acum, că atunci unde există roluri corecte, după cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde există familii după cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde există biserici după cuvântul lui Dumnezeu, dinamicul chiar și în societate este schimbat. Că o femeie știe cum să se comporte față de un bărbat chiar și în public. Că o femeie se comportă cu sfială chiar și în public, chiar dacă nu e în biserică. Este adevărat. În societățile unde cuvântul lui Dumnezeu a permeat, a fost prezent, atitudinea unei femei și unui bărbat au fost diferite chiar și în sfera publică. Dar în societatea care noi trăim nu este neapărat așa. Și noi ca și bărbați în societate trebuie ca să înțelegem lucrul acesta. Nu avem nicio autoritate și niciun drept decât în contextele, în sferele unde Dumnezeu ne-a pus să exercităm autoritatea care ne-a dat-o în felul și pentru scopul care ni s-a dat. În concluzie, dacă ar fi să încercăm să sumarizăm într-o frază care este acest ADN-ul a unui bărbat biblic, ar fi aceasta. Bărbatul biblic are o responsabilitate de a îngriji creația lui Dumnezeu. De a îngriji și de a proteja pe alții, mai ales familia, și de a conduce în mod sacrificial în contextele în care a fost pus el și este prescris prin cuvântul lui Dumnezeu. Altfel spus, el trebuie ca să fie un bărbat care să își îngrijească familia, care să se poarte de grijă la cei din apropierea lui și care să fie un conducător, un lider prin sacrificiu, prin slujire, acolo unde Dumnezeu l-a așezat. În biserică, în familie, în orice sferă în care Dumnezeu l-a așezat. Asta este, în linii mari, planul lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu pentru bărbat, pentru bărbați. Și dorința noastră este ca să înțelegem aceste trăsături care Dumnezeu l-a lăsat pentru fiecare dintre noi când ne-a creat și să înțelegem cum să le fructificăm, cum să le aplicăm în fiecare context. Și în săptămânile care urmează ne vom uita la felul în care aceste trăsături, data viitoare ne vom uita la trăsăturile unei femei, după creația care, după felul în care Dumnezeu a creat-o și după aia în următoarele trei lecții ne vom uita cum ele lucrează, cum ele se manifestă în sfera familiei, în sfera bisericii și în sfera societății. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim bărbați și femei, într-adevăr, după cuvântul lui Dumnezeu.